We own this city. We own this city through rock and roll. Da, știu că n-are nicio treabă, nu e We own this city, nu sunt. Dar numai la melodia aia mă gândesc când aud și mă gândesc la titlul ăsta. Nu mai am melodia aia, cântă în cap. We own this city este un serial nou HBO. A apărut primul episod cu John Bernthal și tipul ăsta care tot apare în seriale și filme și am tot văzut-o în foarte multe chestii. Bine ai venit, bravo ție! Este o dramă care se concentrează foarte mult în detaliu, super în detaliu, pe... bine, undeva înainte să devină Trump președinte, cam în timpul undeva în jurul alegerilor între Hillary și Trump și se învârte oarecum în jurul crimei lui Freddie Gray, care a fost omorât de polițiști, și violența polițiștilor și rasismul polițiștilor, și e ok violența asta să scoată informații de la criminali, poate că toate se duc prea departe, poate că toate nu nimeresc pe cine trebuie, poate că toate este nevoie, știi, o linie pe care trebuie să mergi și e foarte subțire să nu treci de o parte sau de alta și e foarte complicat și nu știu ce, și intră foarte mult în partea legală, legislativo, politico, nu știu ce, sunt foarte multe discuții, nu foarte multă acțiune, dar și când e ceva acțiune, e foarte mișto, discuțiile sunt intense, adică foarte interesante, foarte, intră foarte mult în detaliu de ce au avut nevoie polițiștii ăia și ce au trebuit să facă, să se ducă, să-l urmărească pe ăla, să-l întrebe pe ăla, să afle de la ăla că ăla de fapt e nu știu cine, și îți arată tot procesul prin care au trecut, știi, ca să ajungă să-l găsească pe ăla care ar putea să aibă legătură cu și o de-asta gen task force gun trace task force, așa, care caută arme și droguri și nu știu ce, știi, se învârte în jurul departamentului ăstuia unde e sergent, este John Bernthal, care a jucat foarte bine, deși destul de puțin, e foarte mișto, e foarte intens. Nu prea a fost cine știe ce super mamă acțiune, nu știu ce, dar a fost foarte interesant și foarte intens. Pur și simplu construcția personajelor, atmosferei, firelor narrative, discuțiile, știi, au fost atât de intense și de interesante și, adică, ritmul e lent, dar nu e plictisitor. Cum le-a mai ieșit ăsta de la HBO în trecut? Destul de bine. Deci, văd mult potențial în episoadele viitoare și în sezonul ăsta, serialul ăsta, We Own This City. Foarte realist, așa, foarte mișto făcut, arată foarte bine producția, toate cele par foarte puse la punct, foarte bine, actorii, încă o dată, nu știu ce, în afară de John Bernthal, mai sunt câțiva mai mici, tip asta, nu știu ce, foarte, sigur o să fie foarte mult și pe rasism și pe, mă rog, violență și politic, chestii politice și nu știu ce, dar pare foarte interesant să vedem cât de mult se vor duce spre o parte, cât să, nu știu, poate să devină enervant sau ceva, dacă se vor duce, nu știu dacă se vor duce în ce părți politico, whatever, ce, dacă vor fi, nu, încerc să nu le bag de seamă, dar cu asta e, acum așteptăm și să vedem ce, dacă ne bat peste cap cu ceva sau nu, nu urmăriți după chestiile astea și doar încercați să vă bucurați de el, pentru că pare foarte interesant pentru cine, mă rog, gustă genul ăsta de polițist, super polițist, serial, super, dar făcut foarte bine, cel puțin primul episod, cel puțin foarte interesant și bine. Bine, bine făcut, aștept următoarele și un verdict și nu știu ce, nu cred că o să fac la fiecare episod, o să vedem când o să am timp, când o să mai am timp, dacă nu, la finalul sezonului. Cine l-a văzut, ce părere are, aruncați un ochi și veniți cu părerile voastre în comentarii, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce... Și vizionare foarte plăcută, nu uitați să vă abonați și clopoțel pentru următoarele notificări pe acest canal. Discord în descriere, când ne uităm împreună la Moon Knight, Obi-Wan și ce mai fi, dacă vom... Nu uitați de... O să mai pun de Better Call Saul și chestii în continuare, ce vreți să urmeze. Pupa, dapa, dapa, dapa.